Harababuriada este inspirată după volumul de poezie cu același nume, semnat de Vasile Cojocaru, profesorul universitar, poetul și actorul care a slujit scena constanțeană timp de aproape 40 de ani. Tot el a predat tainele scenei studenților Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Dedicat memoriei poetului Vasile Cojocaru, concursul național Harababuriada așteaptă la Malul Mării toți iubitorii acestui gen. Joi este ziua în care sosesc la Constanța și elevii care participă, cei care vin din afara orașului, că avem creație și recitare propriu-zisă. Cei care vor câștiga poeziile lor vor fi publicate apoi în revista Datina. La secțiunea de recitare, de interpretare, dacă vreți, vor trebui să recite o poezie scrisă de marele actor și poet, iată, Vasile Cojocaru. Actorul Dan Cojocaru, șef al Serviciului de Coordonare din cadrul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, conferențiar universitar dr. Dana Trifan, Anaid Tavitian, teatrolog și Nicoleta Zghibarță, elevă, deținătoare a premiului întâi la Olimpiada Națională de Artă a Actorului 2018, sunt doar câteva dintre numele care vor susține acest eveniment. Un lucru încurajator pentru viitorul poeziei românești este și faptul că peste 80 de elevi de liceu și-au anunțat prezența la acest concurs. Vor participa la Harababuriada tineri veniți din București, Târgul Mureș, Brăila, Mangalia și Constanța. Cele două zile de întrecere în versuri se va desfășura la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, cu începere de la ora 10.